fiecare în banca lui, pe scaunul lui, cugetați la Dumnezeu și nu fiți doar curioși să vă uitați ce o să vorbească și țiganul ăsta, pentru că noi suntem țigani. Ce o să mai vorbească? De făcut școli în alte n-am făcut, de făcut teologie sau alte lucrări, alte materii, dar după înțelepciunea lui Dumnezeu, care am fost chemat la această pocăință pe care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu decât în felul lumii, a găsit cu cale Domnul nostru din ceruri să rânduiască și în romii noștri, în țiganii noștri, să rânduiască anumiți lucrători și să-i așeze pentru lucrarea care sunt chemați. Și în această dimineață rugați-vă Domnului ca să lasă un mesaj luminat, să lasă un mesaj de la Dumnezeu în această dimineață și să ne hrănim cu cuvântul pe care se va predica în această dimineață și să punem la inima noastră. Pe vremea Domnului Iisus Hristos erau mulți care își punea la inimă, chiar mama Domnului Iisus, care avea o inimă așa de aleasă și deschisă și sorbea cuvintele din gura Domnului Iisus Hristos. Și doresc în această dimineață Duhul Sfânt să fie peste noi toți și să lasă Domnul lumina din ceruri peste ființa noastră. Slăvit să fie Domnul! Începutul pocăinței mele, când am început să pricepe Domnul Iisus într-o măsură oarecare profundă, așa după măsura credinței pe care mi-a dat-o Domnul și la mulți care sunt aici, s-a prins după o perioadă de timp, după ce am stăruit după Duhul Sfânt, am primit această putere. Timp de 6 ore a trebuit să stau îngenunchiat înaintea Domnului până să primesc puterea aceasta. Nu a fost ușor să stai 6 ore pe genunchi și să primești puterea aceasta. Și m-am gândit, Doamne, de ce oare atâta? Pentru că Domnul ce a turnat în viața mea, în inima mea, avea pentru viitor să fiu un mesager al Lui. Și Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste ființa mea și m-a întărit și m-a îmbrăcat cu puterea Lui și m-a așezat în slujba Lui. Și Dumnezeu, cum l-a așezat pe Pavel, pe oameni mari, oameni pe care Dumnezeu i-a ales, pe acești oameni, ca să-i trimeată în toată lumea să propovăduiască Evanghelia. Așa cred, după mintea mea, după inima mea, că Dumnezeu m-a ales în mod deosebit să duc Evanghelia, în mod deosebit romilor. Și apostolul Pavel spunea, erau 2 apostoli, Pavel și Petru, după cum pe Petru l-a ales să fie un propovăduitor a celor tăiați împrejur, a zis, m-a ales și pe mine să merg la neamuri să predic Evanghelia. Eu cred din toată inima că-și Dumnezeu, când vede pe cineva că-l caută cu toată inima și cu focul deschis pentru Dumnezeu, și care cheamă de la Dumnezeu lumină și putere, Dumnezeu este acela care va turna, va lăsa lumina din ceruri. Și prin harul lui Dumnezeu, de când l-am primit pe Domnul, a trebuit să stăruiesc să primesc puterea cincizecimii. Duhul Sfânt a coborât peste ființa mea. Și prin Duhul acela am simțit de la Dumnezeu să mă trimeată să merg unde Dumnezeu mă trimiseseră. De la bun început, după câteva luni, aproape maxim un an, se aprindea focul lui Dumnezeu în inima mea și simțeam că unde merg și unde mă trimitea Dumnezeu, vedeam că Dumnezeu lucrează într-o măsură minunată. Până a început vrășmașul, ca pe vremea lui Pavel, când se întărâta norodul pe vremea lui, se sculau împotriva lui și erau gata să-l sfâșie, să-l omoare. Omul acesta, eu ciu, mă spunea pe vremea apostolilor. Eu ciu, mă, trebuie să-l terminăm, să-l omorâm, să-l scoatem din mijlocul nostru. Acest apostol pe care l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui și s-a întâlnit pe drumul Damascului, văzându-l pe Domnul, lumina lui strălucitoare. În momentul când unii din zona mea pe acolo, când a văzut că focul lui Dumnezeu este în mama mea, în loc să se bucure,
în loc să-L proslăvească pe Dumnezeu, unii din ei a început o răscolire în viața lor. În loc să mă protejeze, să mă sprijinească, n-au făcut așa. Prin cuvintele lor, ca niște pietre, mă împroșcau cu pietre cu cuvintele lor. În una din zile din viața mea s-au ridicat aproape 50-70 de oameni sau 80 de oameni. Parcă-i văd și astăzi, dar mi-e milă de ei, vă spun sincer. Și dintr-o dată se ridică împotriva mea și a zis: pleacă de aici, de la noi. Și am zis: dar ce rău am făcut? Noi nu vrem să mai știm de tine. Te rog, ia-ți instrumentul, nu ne interesează, pleacă de la noi, nu vrem să te mai vedem. Oameni pe care slujeau și ei pe Dumnezeu. De ceea ce vreau să vă spun lucrul acesta, pentru că primejdia lui Pavel, apostolului, a trecut astfel. Mulți se ridicau împotriva lui și am constatat, pentru că Pavel spune: călcați pe urmele mele, întrucât calc și eu pe urmele lui Domnul Iisus Hristos. Și în inima mea s-a aprins un foc și urmăream Scriptura, viața apostolilor, și vedeam viața acestui minunat apostol Pavel și mă gândeam, în momentul când studiam Biblia și când studiez de obicei prin Harul lui Dumnezeu, parcă mă vedeam acolo: Doamne, să calc și eu pe urmele lui Pavel. Nu sunt un mare teolog, v-am repetat de la început, dar după măsura credinței și a luminei micuțe care a pus Dumnezeu în mine, Dumnezeu a pus în inima mea o râvnă după voia Lui. Și când s-au ridicat împotriva mea: pleacă de la noi, vă spun sincer, în acea vreme, în acea zi, în inima mea n-a fost decât dragoste fierbinte. Mă uitam la ei, mă uitam cu dragoste și spuneam: v-am făcut ceva rău? Nu, dar pleacă de la noi, nu vrem să te mai vedem. Ok, fraților, dacă vreți să mă arungați din mijlocul vostru, eu am să plec. Și a trebuit prin Harul Domnului să plec din ținutul lor, în care după vreme Duhul Sfânt, printr-un proroc din departe, mi-a spus așa: Domnul îmi vorbește, nu vrea Domnul să mai rămâi în ținutul acesta. Și pentru că Domnul are mult de lucrat, eu te voi întări, te voi îmbrăca cu Duhul meu, te voi îmbrăca cu înțelepciune, cu putere. Vei scoate oameni din lumea aceasta și te voi trimite, dar nu te teme, căci eu sunt cu tine. Și din romii noștri, din țiganii noștri, în ținutul nostru, în Ialomița, prin Harul lui Dumnezeu, ca unei stârpituri, cum spunea Pavel, a văzut Dumnezeu cu dragoste spre mine, m-a iubit și a zis: te chem la mine, te-o pun deoparte pentru lucrarea mea. Chiar dacă ar trebui să treci prin multe încercări și prin multe faze, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Și simt lucrul acesta, căci Domnul este cu mine. Simt că Duhul Sfânt e peste ființa mea. A trebuit să am, prin Harul Domnului, a crescut soția mea împreună cu mine 13 copii. De multe ori plecam în misiune, când mă întorceam din misiune, găseam anumite stări, lipsuri de pâine, lipsuri de hrană, lipsuri de îmbrăcăminte. Dar inima mea era așa de aleasă pentru Dumnezeu și venea Domnul și mă îmbărbăta. N-am cârtit, mi-aduc aminte în vremurile acelea, decât mă apropiam de Dumnezeu împreună cu soția mea și mă apropiam și mă rugam Domnului. În una din zile, după ce plecam deseori în misiune, vedeam rodul că oamenii se întorc la mântuire. Am fost ales, pus deoparte pentru Dumnezeu și trebuia să merg și vedeam lucrarea Domnului, cum se manifesta prin Duhul Sfânt și oamenii erau cercetați pe vremea aceea. Acum 20 și ceva de ani, aproape 25 de ani, și de acolo de 30 de ani prin Harul lui Dumnezeu, am stat câțiva ani în adunare de unde slujesc, după aceea ei au spus: pleacă de la noi. Și prin Harul lui Dumnezeu de atunci lucrez în ogorul Domnului și văd că lucrarea Domnului dăinuie. Și în una din zile, după atâtea alergare prin Harul Domnului, soția mea spune într-o zi: Berberaș, m-am săturat. Nu o să-ți mai dau drumul să mai pleci, pentru că eu m-am săturat numai cu copii, cu familia, greutăți mari, lipsuri, boli, suferințe. Tu nu știi, doar pleci de acasă,
pleci în misiune, tu ești bine acolo. Iar eu sunt aici foarte, foarte lovită de necazuri. Mă uit la ea, în inima mea a venit cumva o tristețe să mă oprească, dar i-am spus un cuvânt. Sunt de acord cu tine. Dacă vrei să nu mai plec, nu mai plec nicăieri. Noaptea își pune capul pe pernă, împreună cu copiii mei, și Domnul Iisus vine la ea și i-a spus așa. Dacă nu-L vei lăsa pe robul meu să plece unde eu îl trimit, vei avea mult de suferit. Eu mă voi implica și vei fi lovită. Lasă-L pe robul meu, căci eu l-am ales să-L trimit să aducă rod. L-am ales și l-am pus deoparte și vreau să-mi proslăvesc numele prin el. În care se scoală de dimineață soția mea și parcă o văd și astăzi cu capul a plecat și spune: Ververaș, ești liber. Du-te unde te trimite Dumnezeu. Dar spus, dar ce s-a întâmplat? Aseară a venit Domnul la mine și mi-a spus să te las să pleci. Este ușor să ai o familie cu 13 copii și pe vremurile acelea lipsuri și necazuri, unul se îmbolnăva, altul și multe și multe pe care le-am văzut în acea vreme. Dar Dumnezeu a fost de partea familiei mele. Din toți 13 copii, niciul nici nu-i surd, nu-i mut, nu-i strâmb, toți teferi, toți binecuvântați, toți copilașii mei pe care Dumnezeu mi-a dat. Slăvit să fie Domnul, lăudat să fie numele Domnului Iisus. Cea mai mare fată pe care o am este fata Domnului, copilul Domnului. O altă fată, tot așa, o altă fată și multe fete din ale mele pe care Dumnezeu mi le-a ales și le-a pus deoparte. I-am dus la binecuvântare înainte când m-am întors la Domnul și am simțit că Domnul propoșește în familia mea și Duhul Sfânt a fost peste familia mea. De aceea vă spun lucrul acesta, fraților, pentru că trebuie să înaintăm pe calea aceasta. Chiar dacă ar trebui să întâmpinăm necazuri, dureri, suferințe, mergem înainte, căci la capăt știm că ne așteaptă Iisus Hristos. Știm că îl vom vedea pe Domnul cât de curând. Știm și cred și am toată nădejdea. Isprăvirea alergării mele, cum spunea Pavel, mă așteaptă cu una. Și vreau să vă spun din toată inima, căci împreună cu soția mea ne dăm devotamentul și ne întărim în fiecare zi și sunt în călătoria aceasta cu ea. Am fost în Germania acum câteva zile și Domnul a lucrat într-un mod deosebit. Ajung acasă prin harul Domnului, după aceea stau 2-3 zile și trebuie să mă întorc din nou în Italia. Și Domnul îmi spune, nu te teme că sunt cu tine. Și iată-mă în final, în mijlocul dumneavoastră. Puteam să rămân lângă copii, lângă familia, dar Domnul îmi spune, nu te teme că eu voi îngriji de familia ta. Tu mergi pentru mine și eu voi lucra într-un mod deosebit. Lăudat să fie Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Mi-a pus Domnul pe inimă să vă aduc la cunoștință despre acest apostol, Pavel, care pe drumul Damascului, bineînțeles, v-am spus că s-a întâlnit cu lumina Domnului pe care strălucea și Dumnezeu i-a vorbit. Și a zis, nu te teme că te voi duce înaintea multor oameni, înaintea împăraților. Și a ascultat Pavel și l-a umplut Dumnezeu prin Anania, care i-a vorbit Domnul, și a pus mâinile peste el, a căpătat căpătarea vederii și a fost umplut de Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun, când Duhul Sfânt e peste tine, când Duhul Sfânt e în interiorul tău, când puterea Domnului vine peste tine, puterea aceea îți dă tărie și putere. Duhul Sfânt fără această putere n-aș fi rămas în picioare? N-aș fi avansat pe calea Domnului? N-aș propoși? Dar puterea aceasta pe care m-a ținut echilibrat și m-a ținut cu coloană vertebrală, m-a ținut tare și puternic și m-a întărit Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt m-a întărit. Numai prezența aceasta minunată, numai puterea acestui Duh pe care m-a întărit de stau în picioare înaintea dumneavoastră. Aproape de 31 de ani stau și juzez Domnului și când Domnului, pretutinde unde Dumnezeu m-a trimis și mă trimite în multe cetăți și Dumnezeu a așezat multe adunări prin harul lui Dumnezeu, printr-o persoană ce poate să facă Dumnezeu. Prin Pavel a făcut lucruri mari și nemaipomenite. Prin tine poate Dumnezeu să facă ceva.
Important este să te lași modelat de Dumnezeu. Să lași ca vasul tău să fie umplut de unde lemnul lui Dumnezeu. Să fii la dispoziția Domnului. Și am simțit această chemare de la Domnul. Slăvit să fie Domnul. Pavel, care era un om pus deoparte pentru Dumnezeu, mulți pe vremea lui, când a intrat în templu, a zis: puneți mâna pe omul acesta, să-l terminăm, să-l omorâm. Și Pavel nu făcea altceva decât predica Evanghelia. Eram odată într-un ținut spre Toflea, când nu era adunare acolo atunci, și intram în cetatea lor, și când intram în cetatea lor, unii se distrau cu muzică mare și cu sărbători, așa cum era obiceiul atunci, și ajungeam la o destinație, la o casă, și mă ridicam la etajul 2, pentru că casele sunt mari. Și cântam de sus, de acolo, oamenilor care ascultau cuvântul și Evanghelia. La 200-300 de metri se făceau nunți, sărbători. Dar aici, partea cealaltă, predicam Evanghelia și cântam Domnului. Și oamenii se întorceau la pocăință. Oamenii plângeau cu suspine. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. După ce a trebuit să plec de acolo, dintr-o dată iese cineva în fața mea cu o furcă. Și când a venit să mă străpung, a zis: ce cauți la noi aici? Noi avem obiceiuri aici. Noi vrem să ne distrăm aici. Ce cauți la noi? De ce ne distrugi sistemul nostru? Și când a ridicat furca să mă străpungă, a venit un altul pe care Dumnezeu l-a trimis și a pus mâna peste omorul lui și a zis, l-a tras într-o parte: te rog, nu fă lucrul acesta. Și l-a tras într-o parte. Și data aceea am fost izbăvit de Dumnezeu. Numai Domnul care a fost de partea mea, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a răzbunat, fraților, se răzbună. În una din zile pe care în cetatea mea, toți țiganii s-au pus să mă termine, pe mine să mă sfâșie. Și până la urmă a pus poliția, locotenentul, cumva să mă las de pocăință. Și vine un locotenent de securitate direct cu arul lui la poarta mea. Și a zis, înainte de a mă pocăi, am cântat la chindia lui, la distracția lor. Și a spus, ce-am auzit că te-ai pocăit, berberaș, care tu cântai și ne distrai? Și am zis, domnule locotenent, eu l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn în viața mea. N-am cum să mai mă las de acest Domn, pentru că am primit o mare bucurie și o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Se uita la mine cu jint, mă privea așa mânios și a zis, ascultă-mă, la prima întâlnire cu mine, să știi că vei fi terminat, te voi pune în arest. Și am zis, domnule locotenent, niciodată, pentru că Iisus Hristos m-a mântuit și sunt foarte fericit. După 2 săptămâni, am ajuns la un spital, la un frate care era în spital. Și când se intru pe holul acela lung, probabil că v-am mai spus întâmplarea aceasta, venea locotenentul acela de la vizită cuiva. Sau a fost pentru el, în cele din urmă am înțeles. Și venea în față și eu mergeam în față spre camera celui frate care m-am dus să-l vizitez. Când l-am văzut, am zis, Doamne, până aici mi-a fost. Acum n-are de să pună mâna pe mine, să mă arunce în temniță și să mă bată zdravă. Așa a promis el. Venea vrăjmașul la mine, fugi, ce să te duci în fața lui? Venea Domnul, du-te că vreau să-mi proslăvesc numele. Și am continuat să fac pașii spre camera celui care venea pe hol, locotenentul acela, și după el era camera celui frate. Și în momentul când am mers așa încet, el venea, dintr-o dată se oprește, eu cu capul în jos, și spune, salut, domnul verberaș. N-am ridicat capul sus și am zis, să trăiți. Ce faci tu aici? Sunt în vizită la un frate. Bine, domnul verberaș, să fii sănătos. Și am rămas uimit. M-am dus în camera pacientului și am zis, m-a întâlnit persoana aceea și mi-a promis că dacă mă va întâlni, mă va pune în arest. Ce s-a întâmplat? Tu n-ai auzit. A luat foc cu el în mașină și sunt arse mâinile lui și picioarele lui. Apoi după un timp, a trebuit soția lui să cedeze din viața aceasta. Apoi după un alt timp, a trebuit să cedeze din funcția lui. Și în una din zile veneam cu mașina de la vreo 30 de kilometri de la Fetești spre casă. Cine credeți că e la ocazie, la un sătuț de acolo? Chiar el la ocazie.
Am oprit mașina, era fratele care mă dusesem la el la spital și intră în mașină la acel locotenent desfințat de funcția lui și începe să vorbească. Măi omule, dar nu cu mine. Ai auzit cum se mai simte ververaș, dar eu conduceam mașina. Și vrei să-l vedeți, domnule locotenent? Cum să nu? Și am întors privirea spre și am zis, eu sunt. Și am zis, nu se poate, spunea el. Eu sunt, căci Iisus Hristos m-a izbăvit din mâna ta. S-a bucurat, ne-a felicitat și a zis, vă iubesc. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și s-a liniștit. Slăvit să fie Domnul. Într-o altă zonă m-am dus spre Tulcea și acolo predicam Evanghelia. Și zvonul cântărilor mergeau pe străzile acelea. Și, și polițistul cel mai mare din sat a auzit cântările de laudă. Și când să plec cu mașina cu frații din oraș, se barează în fața noastră și a zis, opriți. Se aude despre el că pe vremea comuniștilor făcea rău. Și am zis, fraților, nu vă temeți, chiar dacă li se întâmplă, indiferent ce s-ar întâmpla, noi mergem în numele Domnului Iisus. Și a zis, voi urmați-mă. Și a trebuit să-l urmăm până la apartament de-al lui. Coborâți din mașină și urmați-mă sus. Și a trebuit să mergem sus la el și dă comandă la copiii lui. Aduceți fanta, aduceți cola, aduceți totul și puneți pe masă aici. Noi rămânem uimiți și auzim. Auzeam că trebuie să facă ceva. Mă gândeam, a dus cola, a dus alune, a dus totul și a zis, fraților, cântați Domnului. Pentru că a mers vestea despre el că e foarte rău. Dar în prezența Domnului Iisus Hristos, când se întâlnește cineva cu Domnul, îl schimbă. Îi dă o viață nouă și îl face din om rău, un om după voia lui. Și a zis, te rog, cântă, spunea locotenentul, acel polițist, cel mai mare din comuna aceea. Și am început să-l aud pe Domnul și am început să cânt. Și mi s-a dat cuvântul să-i spun, când va veni vremea să vă pocăiți? Se uită așa cu lacrimi în ochi și spune, cât de curând mă voi pocăi? Ajung acasă, după 2 luni maxim, eram acolo, nu știu ce treabă făceam, îl văd îmbrăcat civil, cu 2 tinere lângă el, care erau fetele lui, și la poartă la mine striga ververaș. Când m-am uitat, el nu l-a mai cunoscut, pentru că știam cum era îmbrăcat. Și când m-am dus la poartă la mine, întinde mâna și a zis, pacea Domnului, ververaș. Și a zis, pacea Domnului, nu vă cunosc, nu vă supărați. Eu sunt polițistul din satul acela pe care ai predicat Evanghelia. Și ți-am promis că mă voi întoarce și mă voi pocăi. Dumnezeu a intrat în inima mea și m-a schimbat Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Ce face cuvintele noastre pe care noi mergem și predicăm Evanghelia? Sămânța este aruncată și nu știi ce se întâmplă. Și oamenii se întorc și se pocăiesc. Și după timp de vreme începea să frecventeze biserica noastră, era tot îmbrăcat cu pistolul și venea cu șapca lui și prin harul Domnului cânta și a început să predice Evanghelia și acum este presbiter în casa Domnului. Lăudat să fie Domnul. E minunat, fraților, cum slujește, cum lucrează Dumnezeu. E minunat, slăvit să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Pavel, spune Biblia că a trebuit să-l trimiată pe Pavel la Cezar să fie judecat. L-a luat o corabie pe mai mulți și a trebuit să meargă să fie condamnat de Cezar, să fie judecat de Cezar. Timp de mai multe zile au mers cu corabia și fără greutate au atins înălțimile unde nu le lăsa vântul să ne oprească, să le oprească. Și cuvântul Domnului spune că erau bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Soarele și stelele nu s-au mai văzut multe zile. Și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierduse orice nădejde de scăpare. Dar Pavel stătea în prezența Domnului. Acum Pavel se ridică în picioare și spune, vă sfătuiesc, fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Pentru că un înger al Dumnezeului, al cărui sunt eu și cărui slujesc,
mi s-a arătat azi noapte. În fața publicului, în fața acelor oameni mari, în fața oamenilor care erau, care îi conduceau, care îi duceau la să fie condamnați. Și mi-a zis îngerul Domnului, nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și înaintea... Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți aceștia care merg în coroabe împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că și-am încredere în Dumnezeu că se va împlini așa cum mi s-a spus. Un soldat, aproape în mijlocul acelor oameni, peste 200 și ceva de oideiși, în care Pavel, îngerul Domnului, s-a arătat și a spus, nu te teme, Pavel, pe toți aceștia care sunt cu tine, o să-i scape pe toți. Doar pierderea corabiei va fi. După ce am scăpat de primejdie, au scăpat de primejdie prin harul lui Dumnezeu, ostașii a fost de părere să omoare pe cei întemnițați, ca să nu scape vreunul prin not. Dar știți care era primejdia și intenția lor? Și intenția diavolului? Pe Pavel să-l omoare. Pentru că Pavel era puternic al lui Dumnezeu. Era un mare slujitor al lui Dumnezeu. Și în vremea aceea spune că ostașii au fost de părere să omoară pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul din not. Dar sutașul pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru Pavel, care voia să-l scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acela și a poruncit ca cei ce pot înota să se arunce pe din corabie în apă și să iasă cei din tine la pământ. Iar ceilalți să se așeze unii pe scândură, arțe pe fundură de corabie și așa s-a făcut și au ajuns toți pe fel la uscat. În mod deosebit, Pavel era vrășmașul ca să-l omoare și să-l distrugă pe Pavel. Când vede vrășmașul că ești un om înfocat după voia Domnului, când vede vrășmașul că tu ești gata să slujești Domnului, indiferent ce s-ar întâmpla, vrășmașul se luptă în mod deosebit după tine. Vrea să-ți termină viața. Vrășmașul se luptă în mod deosebit la conducerea bisericii ca să te strecoare vrășmașul ca cumva biserica să se risipească. Dar eu cred că Domnul va proteja această biserică. Și Duhul Sfânt să binecuvinteze și să lasă puterea Lui peste toată biserica aceasta. Lăudat să fie Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul. Aveam în vedere Domnul pe Pavel să-l salveze și prin câte primejdii scapă din corabie și vrăjmașul s-a uneltit să-l omoare până să ajungă la mal. Și când au ajuns la mal, când au scăpat din primejdie, ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au primit cu o bunăvoință puțin obișnuite, ne-a primit cu toți la un foc mare care le-a prinsesele din pricina că ploua și se lăsasele un fric. Când au ieșit udați din mare, corabia era lovită. Și când au ieșit acolo niște barbari, un foc mare s-a aprins când ceilalți care au ieșit prin not să se încălzească. Era un fric. Dar Pavel, care strânsese de o grămadă de mărăcini și-i pusese pe foc, Pavel, când a văzut că focul gata, era gata să se stingă, așa gândesc, se duce să strângă mai multe mărăcini și a strâns în brațele lui. Când s-a strâns în brațele lui, o năpârcă, adică o viperă, era în grămada aceea de mărăcini și Pavel strânsese grămada de mărăcini și îi pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Tot în primejdie. S-a luptat vrăjmașul să-l termine, să-l distrugă, pentru că vrăjmașul știa ce putere și prin el lucra Dumnezeu cu mare putere. Așa vrăjmașul se uneltește împotriva lucrătorilor, împotriva aleșilor. Lupta lui este să se distrugă și să termină cu toți care sunt avansați în lucrarea Domnului. S-a luptat vrăjmașul împotriva mea, ienori, să mă termine. Mergeam la o adunare în Belgia acum un an și pe drum când mergeam, așteptau frații, vine o voce a vrăjmașului. Vei muri. Ajung în adunare, am început să-L laud pe Domnul, să predic Evanghelia și se ridic un vas al Domnului în timpul rugăciunii. De ce pe drum te gândeai că tu vei muri? Nu vei muri! Că ce am mult de lucrat cu tine, mi-a vorbit Domnul.
Slăvit să fie Domnul! Numai Duhul Sfânt mă întărea în orice cetate unde mergeam și mă îmbărbăta puterea aceasta. Prezența acestui Duh are o mare valoare, să te întărească, să fii plin de Duh și să-ți vorbească Duhul Sfânt și să spună: nu te teme, eu sunt cu tine, eu te voi ocroti, eu te voi sprijini. Deschide gura fără teamă, fără frică, vorbește oamenilor să se întoarcă la mântuire. Și Dumnezeu a lucrat astfel, fraților. Slăvit să fie numele Domnului. Și a avut în mod deosebit pe Pavel să-l termine, să-l distrugă. Că nu s-a mai putut să facă nici prin not, nici în corabie, au avut gândul să-l omoare. Până la urmă vrăjmașul prin viper aceea vroia să-l omoare. Doar atât trebuia, să se umfle mâna lui, să cadă jos și să moară. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă ieșise afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. S-a lipit de mâna lui. De ce de alte mâini nu s-a lipit? Ne punem întrebarea? De ce de ceilalți nu s-a lipit? Vrăjmașul cu toată uneltirea lui avea în vedere să-l termină pe el. Că pentru că el era titan în fața Domnului și Duhul Sfânt era peste el și se mira vrăjmașul cum să-i termină viața. Și năpârca s-a lipit de mâna lui să se umfle și să moară. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să lase să trăiască, măcar că a scăpat din mare. Pavel scutură năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Aleluia! Năpârca e lipită pe mâna lui și toți barbarii și-a zis: cu adevărat omul acesta va muri, măcar că a scăpat din apă. Și Pavel, prin Duhul, știa totul. Și Pavel își întinde mâna în foc, scutură și cade năpârca. Și Biblia spune, oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se, că sunt deodată mort, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau: este un zeu! Lăudat să fie Domnul! Mulți din jurul nostru se vor mina când va vedea că Duhul Sfânt e peste noi și suntem biruitori și vom merge din putere în putere. Am mai spus lucrul acesta după ce a murit două surori ai mei și doi frați, al patrulea frate, suntem șase total. Cu o noapte mai înainte, până să moară fratele meu, m-am dus la alt priveghi, la 7 km, 8 km de mine. Și mi-a spus: frate Ververaș, fratele meu încă nu murise, mâine dimineața la orele 11 sunt la tine, vrem să mergem să o ducem pe mama la cimitir. Pentru că tu ești care ne slujești și care păstorești peste noi. Și dacă tu nu o să fii aici, o să soară satul în capul nostru. Am ajuns acasă dimineața la orele 10 și ceva, ajung la poartă și când aud: fratele tău a murit. În momentul acela, când se intru în curte, erau câți frații după mine, să intru în curte să văd fratele meu. Când se intru cel cu mașina care îmi promisese că vin la tine la orele 11, la 11 fără ceva, oprește-mă și spune: stai pe loc, îmi spunea. Nu știa problema mea. Nu știa că fratele meu e mort. Grăbește-te și vino, că mama mea trebuie să o ducem la cimitir. Toți oamenii sunt acolo. Vor sări în capul nostru. Frate Ververaș, grăbește-te și hai să mergem. Și am stat în situația și mă uit: o să merg înăuntru? Ori să merg cu el? Și a zis: grăbește-te, nu mai sta pe gânduri. Frații se uitau la mine și a zis: ce o să facă omul ăsta? Nu să intre înăuntru să-și vadă fratele? Și stăteam așa, pe gânduri, și vine Domnul la mine și îmi spune: du-te după persoana aceasta, căci eu voi proslăvi numele meu în seara aceasta la priveghiul la fratele tău, dar tu fă lucrarea mea. M-am întors spre el și toți frații au rămas uimiți, cum să plece? Și m-am dus, am urcat în mașină cu frați și a trebuit să ajung acolo unde era necazul. S-a predicat Evanghelia, am cântat Domnul împreună cu frații, am dus-o la cimitir, s-a îngropat și am zis: fraților, vă las în brațul Domnului, eu trebuie să merg la mormântarea fratelui meu. Și toți au rămas uimiți. Când am ajuns acolo, un mare har a căzut peste noi, o mare putere Dumnezeu și-a proslăvit numele. Slăvit să fie Domnul! Eu mă miram singur! Dom'le, cum? Sunt patru frați care pe rând, la 2 ani, la 5 ani, la 3 ani, și au murit toți frații mei. Am rămas doar cu un frate care slujim în adunare.
Și totuși simțeam întăritura în viața mea. Simțeam puterea lui Dumnezeu în viața mea. Nu zic că nu-mi este rău de frații mei, dar dacă așa s-a îngăduit puterea și oțelirea care m-a oțelise Dumnezeu și m-a oțelit, m-a rămas puternic și m-a rămas stabilit în picioare cu coloana vertebrală să mă uit în sus de unde îmi vine izbăvirea și numai Domnul mă întărea. Când ești al Domnului, rămâi în fața Lui, El va veni și te va întări, va pune unde lemnul Lui peste tine și nu vei simți nicio durere, fraților. Și am simțit prezența lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! În această dimineață simțiți prezența Domnului? Simțiți că Domnul vrea să se atingă de tine, să te ridice din starea ta? Să fii un om puternic, un om ridicat, un om binecuvântat de Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului Iisus. A scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Și oamenii aceia se așteptau să-l vadă trântit mort, îl așteptau să vadă uflându-se mâna lui, dar nu i s-a întâmplat nimic. Și toți aceia care aveau gânduri îndreptate spre el, a zis că nu merită să trăiască, măcar că a scăpat din apă. Și ce-au zis cu părerea? Ăsta e un zeu, cu adevărat este un zeu. Când oamenii vor vedea că te trăiești în lumină, indiferent care va veni necazul și probleme peste tine și totuși în picioare vei sta, mulți vor vedea că tu ești al Domnului. Slăvit să fie Domnul! De aceea lumina noastră să răsară peste cei care trăiesc în întuneric. Lăudat să fie Domnul! Continuă lucrarea prin harul Domnului, ultimul pasaj, și spune Biblia că în împrejurimea unde erau acolo, era o moșie unui mare ostrov numit Publius, care i-a primit pe toți peste 200 de oameni și a zis: veniți la mine, vă ospotez la masa mea cu bunăvoință. Și au stat 3 zile în ținutul acela, la masă, cu mâncăruri după ce au scăpat din corabie. Și Biblia spune că tatăl lui Publius în vremea aceea zăcea la pat, bolnav de friguri și de urdinare, dar când a intrat Pavel, de ce vrăjmașul se lupta cu Pavel? Să-l omoare prin înec, să-l omoare cu năpârca aia smuzulată de mâna lui. Vrăjmașul știa că prin omul acesta se vor face lucruri mari. Și când a intrat în curtea acelui om, în acea curte, atunci, tatălui public zice, atunci, în pat bolnav de friguri, și ordinar, era bolnav, trântit la pat, aștepta doar să moară. Dar tatălui public zicea atunci, pe pat bolnav, plin de friguri și ordinare, și Pavel, care în el era Duhul lui Dumnezeu, care în el nu putea să rezistă să vadă un orb sau să vadă un om trântit la pământ, Duhul Sfânt venise peste el și Dumnezeu lucra cu o mare putere cu el. S-a dus la el în mijlocul acolo și când s-a dus la el și-a pus mâna peste el și se roagă și capătă vindecare pe loc. Fraților, asta e viața unui apostol. Să nu mai trăiești pentru tine. Să trăiești pe placul lui Dumnezeu. Să fii al Domnului pe deplin, trup, suflet și duh. Oriunde vei fi trimis, Dumnezeu va lucra cu o mare putere cu tine. Pentru că eu personal, eu nu mai sunt al meu. Eu depind de Domnul. Aleluia! Eu depind de Domnul Iisus Hristos și vreau să-i slujesc Domnului până îmi voi da Duhul. Până voi muri, voi pleca de pe acest pământ să-i slujesc Domnului cu toată inima mea și să urmăsc calea Lui până la capătul vieții mele. Lăudat să fie numele Domnului Iisus. De aceea, frați și surori, fiți tari, îmbărbătați-vă, îmbrăcați-vă cu puterea Domnului și Duhul Sfânt va veni peste voi. Vă rog, respectos, ne ridicăm în picioare și înălțăm Domnului rugăciunea aceasta și spunem Domnului: Doamne, am auzit mărturiile acestea, care sunt mărturii adevărate. Sunt mărturii adevărate, frați și surori, nu impuse de mine, nu! Este mărturia adevărată pe care am văzut-o cu ochii mei cum lucra Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului Iisus! Lăudat să fie Domnul! Cu aceasta voi încheia prin harul lui Dumnezeu. Într-o zi, într-o seară, mai bine zis,
mă cheamă o soră la 7 kilometri de mine și spune: frate Ververaș, nu vii că fratele vostru este spre moarte, a paralizat limba lui, trupul lui, zace pe un pat, n-ai vrea să vii să ne vizitezi? Și când am auzit, inima mea pe care este așa ceva, a trebuit să simt prezența și puterea Domnului. Am luat câțiva frați după mine și a trebuit să merg 7 kilometri. Și când am intrat în curte și am intrat în casă, îl vedeam omul acela voinic. Era puternic om. Și cât era el de puternic și de mare, el spunea poezii în adunare, cânta cântări Domnului. Dar de data aceea, noaptea aceea, l-am văzut trântit la pat, fără grai, fără putere. Nu mai putea să vorbească, nu mai putea să-și întinde mâna sau să facă ce vrea, o mișcare, nimic. Pentru el era moarte, trântit la pământ. Și împreună cu frații ne-am dus acolo și sora spune: uite frate, soțul meu care zace pe pat de atâta vreme. Cu frații l-am înconjurat și Duhul Sfânt mi-a spus așa: scoate sticluța de unde mi-a spus Domnul, unge-l de la cap și până la picioare, unge-i mâinile, pune mâna peste mâna lui și poruncește numele meu, căci în seara aceasta vreau să-mi proslăvesc numele. Și am ascultat glasul Domnului. Toți frații se uimeau, se vedeau la mine: ce fac? Cum procedez? Dar ascultam glasul Duhului Sfânt. Ce-mi spunea El? Am zis: ne apropiem de trupul lui, l-am înconjurat, am scos sticluța de unde el mi și am început să-i ung. Am început să-mi ung mâinile lui, fruntea lui, picioarele lui, gleznele lui, cum i-a poruncit Domnul. Și după aceea mi-a spus Domnul: pune mâna peste mâna lui și poruncește numele meu, că ce vreau să-l ridic în această seară. Am pus mâna peste mâna lui și am zis: în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să te ridici în picioare. Și în momentul când am pus mâna peste mâna lui, s-a întărit mâna lui și câte puțin îl ridicam, parcă îl văd și astăzi. Ridicam și s-a ridicat în picioare și a zis: sunt salvat! Și a început să plângă și a început să cânte Domnului: Iisus m-a vindecat, Iisus trăiește! Nu mai era un om care zăcea de atâta vreme. Și și-a proslăvit Dumnezeu numele Lui de slavă. Ăsta-i Dumnezeu, îndrăznește să faci lucrarea Lui, pentru că Dumnezeu va fi cu tine, slăvit să fie Domnul. În timp ce cânta fratele, sărea sus, îl proclama pe Dumnezeu și spunea: sunt vindecat. Soția lui pe o parte răgnea de bucurie și plângea, copilul lui de pe o parte, era o mare bucurie în casa aceea. Am stat acolo până a ieșit afară după noi, fraților, vă conduc până la poartă, dezbrăcat până aici. Nu era fric, era un fric cumplit afară. Și am zis: frate, rămâi în casă. Nu! Dacă Dumnezeu m-a vindecat și m-a ridicat în sus, dacă Dumnezeu mi-a dat grai și vorbesc, dacă Dumnezeu m-a scos din paralizia aceasta, eu vă petrec până afară, pentru că Iisus Hristos m-a vindecat. Lăudat să fie Domnul! Acesta-i Domnul nostru care trăiește și astăzi. Este același ieri și astăzi. Este același Domn care vindecă, care tămăduiește, care eliberează. Încredeți-vă în El, căci El este același. Nu te pierde, nu cădea necredință. Nu te pierde că Dumnezeu nu mai face lucruri minunate. El face, pentru că El e viu. Lăsați-L pe Dumnezeu să coboară în mijlocul vostru. Simțiți în inima voastră că Iisus Hristos trăiește. Iisus Hristos este viu. Lăsați-L pe El să vă modeleze, să vă prelucreze și Duhul Sfânt va veni peste voi. Intrăm în rugăciune și spunem Domnului: Doamne, mulțumim căci în această zi, Doamne, vrei să ne ridici, vrei să ne îmbărbătezi, vrei să ne mărești credința și puterea. În numele lui Iisus Hristos să dezghețe, Domnul, orice inimă înghețată, să despetrească, Domnul, inimile care sunt împietrite și să lasă o inimă de carne, un Duh nou să locuiască în trupurile noastre, un Duh Sfânt să ne călăuzească în această seară, să simțim atingerea, puterea, ridicarea. Lăudat să fie Domnul! Aleluia! Iisus Hristos e prezent aici! Iisus Hristos este cu mâna Lui peste tine! Te rog, simte-L! Căci Iisus vrea să te ridice! Iisus vrea să fie liberă! Liber! Liber! Shanamanagadabias! Aleluia! Aleluia! Intrăm în rugăciune cu glasul nostru către cer, către Dumnezeu. Ne rugăm Domnului, fraților, cu voce tare. Strigați la Dumnezeu cu voce tare. Căci Iisus Hristos mult bine ne-a făcut.
ne-a ridicat, ne-a salvat, ne-a dat viață, ne-a dat putere și mulțumim în această zi. Tată! Aleluia! Vă rog, chemați-L din toată inima! Shamanakanamana sonobiez! Eliberare! Eliberare! Doamne, eliberează-ne inimile care sunt povorate! Atinge-ne de conducerea aceasta, Doamne! De cei care se ocupă cu mesajul cuvântului! Binecuvintează turma aceasta, Doamne! O, Shamanakanas! Aleluia, aleluia! Slavă numelui Tău Celui Sfânt! Lăudat să fie numele Domnului Iisus! Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este acela care vă vorbește! Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru! Simte atingerea și ridicarea! Căci astăzi a sosit vremea să ridice pe cel căzut! În această zi provoc! Dacă e cineva care de multă vreme n-a mai simțit atingerea și prezența Domnului, dacă e cineva care încă nu l-a proclamat pe Dumnezeu sau s-a îndepărtat de un timp de vreme, vrei în această zi să ridici până sus, să ne rugăm pentru tine. Omule, aleluia, alege ascărarea, aleluia, aleluia, care duce la Doamne spre Dumnezeu. Da, Doamne, tăria mea, nu lăsa, aleluia, pentru ziua de mâine. Te simțim că ești aici. Dăruiește. Te simțim că azi viața ta. Păi, biserică, cât de mai este loc. Mai este loc. Este o speranță pentru oricine. Iisuse, mai este loc pentru întreg pământul. Da, Doamne, mai este loc. Mai este loc. Mai este loc. Mai este loc. Speranță pentru tine. Este o speranță pentru cine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc. Mai este loc. Mai este loc. Speranță. Mai este loc în această zi. Ești căzut și nu mai ai putere. Dacă simți în viața Domnului că puterea nu e în tine, te rog, vină în față să ne rugăm pentru tine, să-și pună Domnul mâinile peste tine, pentru că Domnul are vedere să te ridice, să dăruiască pace și putere. Aleluia! Cine? Mai este loc pentru trecutul. Da, Doamne, vrem să ne predăm viețile în totalitate. Vrem să ne predăm ție, să fim dotați pe tine. Mai este loc. Mărire numele Său. Mai este loc. Speranță pentru tine. Îndrăznește-n această zi. Mai este loc. Căci Iisus Hristos vrea să te elibereze. Lasă-L pe Domnul în viața ta. Este loc. Și-a lăbărăcă n
este o speranță. Încă mai este loc. Cine mai e șansă pentru tine să te ridice? Mai este loc. Mâna Domnului vrea să intervină peste tine în această zi. Îndrăsnește. Mai este loc. De drumul lanțului. Mai și lasă să fii liber, liberă. Mai că Domnul vrea să binecuvinteze. Fericiți, fiți binecuvântați și să simți pe Domnul că El este aici prezent. Lăudat fie Domnul. Ridicați-vă în picioare și Duhul Sfânt să vă călăuzească, să vă încrotească, să pună picioarele voastre pe stâncă și sfințenia Lui să cuprindă mintea,
cugetul vostru și viața voastră. Să fiți binecuvântați de Domnul. Mulțumesc!